Mă bucur tare mult să vă revăd, fetelor, străluciți și astăzi. Vă doresc din tot sufletul să aveți o seară bogată și plină de stele din partea juraților. Pregătite? Pregătite. Da, pregătite. Bun. Prima, ultima ieri, așa s-a nimerit să fie, dar astăzi prima. La defilare, Alina. Ilinca, da. Nu vreau să... Nu-mi spune. Nu vreau să crezi că sunt cârcotaș, că știi că vorbeam chiar mai devreme. De... Nu. Da. De ce nu ai luat piesa originală? De ce? Vocea lui, vocișoara lui, fetișoara lui. Păi tu dai seama cum ar fi fost defilarea pe piesa originală? Cum ar fi? Perfectă. Melancolică, nostalgică. Super. De ce, dragă? Ce vrei să fiți moderne? Trebuie să fim moderne cu un scop. Lăsând asta la o parte, eu sunt convinsă că era și un mesaj pentru mine piesa asta. Sau nu, de fapt, un mesaj de la mine pentru tine. Dacă pleci, că trebuie să-mi spui unde pleci, Elinca, da. Vreau să vin cu tine. Uite, astăzi sunt mămică și sunt puțin supărată pentru că fetița mea de la grădiniță a ciufulit un băiețel. Și m-a sunat educatoarea să mă cheme de urgență la grădiniță. Da. Să vedem. Mai ales că treaba asta cu politică e corect, trebuie să aflăm. Băiețelul era băiețel. Era non-binară, era... De ce avea părul lung? Dacă cumva mai găsa taicăsu nu-l identifică sexual, păi... nu știu cum. Și dacă feti... Așa. Deci fetița, atenție! Unul la mână a folosit stai, copilul. Da, fii atentă. Si, dacă fetița copilul. A târnosit un băiețel, așa. Înseamnă că din start fetița ta... Bullying! Unul că face bullying și doi, discriminează bucesele. Deci are ceva cu femeile. Deci nu e bine oricum. Nu ai nimic. În ziua de azi, fără Caterină, oricum ai da o erorocire. De ce a ciufulit un băiețel mai și n-a ciufulit o fetiță? Mai ales la voi. Acum râdem, noi glumim, dar tu ai o fetiță în realitate, în viața nu, ta? Dar mi-aș dori în viitor. Deci fetiță îți dorești, fetiță, nu băiețel. Fetiță, da. Na, apucați-vă de ce-și dori. Nu, glumesc, doar glumesc. Eram gata să ne prins așa cu cuvântul zburând. Nu, în primul și în primul rând, Ilinca, de ce nu adoptă? Stai un pic! Bun. Eu vreau să ascult povestea până la capăt, permiteți-mi asta, vă rog frumos. Deci, fetița... A ciufulit un băiețel, da. Și te-a sunat educatoarea. Da, să vin să vedem care este cauza, nu se știe exact ce a făcut, cred că era puțin... Cine a fost de vină, cine o fi greșit, da, dintre ei doi oare? Din câte am înțeles, fetița mea a fost de vină, pentru că băiețelul nu a făcut un gest către altă colegă. Cu ce să știi? Gelozie. S-a dus să se joace cu ea, să coloreze și nu i-a convenit, s-a simțit nebăgată în seamă și a acționat. Da, a vrut să-i atragă atenția. Da. Eu să știi că oricând te pot consilia în astfel de situații și eu am fost sunată de la grădiniță, nu că s-ar fi întâmplat vreun act de ceva, dar, mă rog, diverse. Stați așa că uite asta, stați așa că uite asta, deci sunt pățită. Cum arată ținuta Alinei de mers la grădiniță sau mai știu? Beatrice? Îmi place foarte mult ținuta, dar eu nu aș fi pus acea curea atât de masivă. Perlele fiind atât de finuțe, mergea o curea din piele, așa din perspectiva mea, dar aș fi pus una mai subțire, mai finuță probabil. Eu n-aș fi ales una mai subțire, aș fi ales exact dimensiunea asta, dar fără aplicațiile acestea de metal, deci doar catarama. Dar asta am avut-o și am pus-o asta. Ok. Mulțumesc. Asta avem, cu asta defilăm? Asta avem, cu asta defilăm. Și învățăm. Corect. În fața lor, te rog, Alina. Mulțumesc. Eu n-o să plec, Alina, îți spun sincer, pentru că îmi place ce ai făcut. Îmi place partea de beauty în mod special pentru că radiezi. De fiecare dată când îți prinzi părul în felul ăsta, e foarte important să fii atentă la felul în care îți aplici fardul de obraz. Tu știi chestia asta și se vede că o aplici corect, în sensul că de fiecare dată, atenție maximă la aplicarea
fardului de conturare, încă din zona perciunilor. Exact, în linia cât părului. Mai sus posibil în linia părului. Altfel, mi se pare că te complimentează perlele și acest ivory sidefat al ținutei, lucru care lucrează bine, așa cum am zis, cu pielea ta. Îmi place. Mulțumesc frumos. Alina, e o ținută dezirabilă. Intervin niște mici chestiuni pe care nu le voi taxa însă, pentru că voi încercați cu siguranță să accesorizați. Da. Apreciez efortul, pentru că vi s-a spus că trebuie să accesorizați. Perlele nu au nicio legătură cu cureaua, niciuna. Da, știu, eram conștientă, dar vreau să înțeleg de ce nu funcționează, nu neapărat că-s perle și cureaua este, cureaua este extrem de lată, are țintele acelea foarte marcate. Da, astea nu-mi plac nici mie. Cureaua poate fi mai degrabă dusă într-o zonă roc, neroc. Dacă n-ar fi pus cerceile, treceau mai pe sub radar. Da. Tocmai că ai pus cerceia pe fin. Geanta nu prea am văzut-o bine, nu cred că e vreo lumină, dar nu e ceva, pune pe partea cealaltă, roc, e civilizățică. E o geantă civilizată. Asta este. Singura problemă este că un pic de atenție la detaliile accesorizare. Însă, este bine ce faci. Mulțumesc mult. Aveți foarte mare grijă la ținutele care includ cămăși de genul acesta și la materiale, de fapt. Pentru că genul ăsta de nu e neapărat o mătase, din câte văd, este... E un saten mai... Cred că este tare. O viscoză, dacă nu mă înșel. E, au nevoie de puțină structură. Ori am structură, adică e un pic mai bățoasă situația, vezi cazul taftalei fâșoase, Beatrice, ori este o poplină cinstită, ori este mătase-mătase. Dacă vreau să o duc în direcția mai croazieră, ea poate sta așa, poate devoala decolteul și nu știu ce. Dacă vreau să o includ într-o ținută semi-relaxată, dar semi-elegantă, semi-nu știu ce, e nevoie de puțin mai multă structură, dar nu e foarte grav. O ținută care îți vine bine. Mulțumesc frumos. Bravo, ai stil. Mulțumesc frumos. Bravo, ai stil. Mulțumesc frumos. Victor Victoria Situation, da. Bravo, foarte stil. Mulțumesc. Ia uite că a ieșit bine, Alina. Și de data deci asta. Să nu mai fie frică să nu, fii prima. Deci, nu, m-am decis, vreau să vin prima la defilare. Mai vedem. Deocamdată vorbește cu telespectatorii, da. Și eu mai judec. Perfect. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru toată susținerea și de faptul că sunteți alături de mine, necondiționat. Ce să zic, am nevoie de susținerea voastră în continuare, să arăt ce pot. Așa că vă rog tare mult să votați indicativ 3 la 1, 2, 2, 0. Vă mulțumesc din suflet!